Ia să vedem noi ce face puiuletele aici, că m-am apucat să fac, uite că avem poftă să facem papanaș, am aici o rețetă și am cumpărat produsele, uite că am aici brânză de vaci, trebuie cântărită și am adus și smântâna la... Smântâna la sfârșit trebuie, dulceață ce am pus în frigider, zahăr, pudră, vanilat, l-am pregătit deja aici, dar cred că am pregătit prea multe pachetele aici, doar unul trebuie, praf de copt, zahăr, vanilat, astea sunt ingredientele, ouăle, le-am adus și pe ele aici, ai, uite-le, o să iau două ouă de aici. Așa, și fără lămâie, că motanelul nu vrea cu lămâie și hai să vedem ce, să ne apucăm de treabă și să cântăresc brânza de vaci. O să le pun pe toate aici în castronelul ăsta, că uita, e castronel mai mare. A, bun, cântarul e aici și acum o să mă apuc să cântăresc 400 de grame de brânză de vaci. Să vedem dacă intră toate burcănuțele astea de brânză de vaci. Deci, asta este cantitatea de brânză de vaci. Adică, două burcănuțe din astea. Asta este al treilea burcănuț, dar din care am mai luat un pic. Da, deci aici s-a stins, dar asta a fost 402. Deci 400 de grame de brânză de vaci. Am cântărit-o. Cât îmi trebuie mie la rețetă și acum am să o răstorn brânza de vaci în castronelul ăsta de aici. Ei, uite că am cântărit și făina, avem 302 grame de făină, făina din asta de aici care o vedeți pe pungă, pentru că așa îmi trebuie mie aici 300 de grame de făină la 400 de grame de brânză de vaci. Și acum să amestecăm brânza de vaci. Modul de preparare, punem ouăle întregi, două ouă, puțină sare, vanilie și omogenizăm compoziția cu mixerul de mână. Ia să facem și noi tot la fel. Oi, ce aparat mic și puternic aici! Ai, da, Victronic, uite, mă, ce micuț e, mă. De așa. Cu asta fac eu acum, o să fac papanașii. Cu micuțul Victronic. Și acum intră ăsta mic în acțiune. Mic, mic, dar v-am zis eu, face treabă bună. Ce? Victronic, îl vedeți voi micuț așa, dar e puternic. Că l-o-i băga acum în priză, brum, brum. Ok, ce-am adăugat aici în castronel sunt cele două ouă întregi, da? Un praf de sare și un pliculeț de zahăr vanilat, brânza de vaci pe care am cântărit-o mai înainte. Și acum încerc să mai am de adăugat praful de copt și făina care este deja cântărită. Și acum să-l băgăm pe ăsta micul la treabă, Victronicul nostru. Ce-ai făcut, mă, micule, aici? Ai făcut treabă bună, da? Am amestecat, da? Ingredientele. Ca să vă arăt și vouă. Bun, o să oprim pe ăsta micul. Și... Acum trebuie să obținem un aluat, trebuie să pună praful de copt
și făina aici în castron în continuare. Am adăugat praful de copt. Acum să continuăm în continuare să batem cu mixerul. Acum să adaug făina ca să facem un aluat din compoziția asta. Ok, eu acum o să opresc ca să adaug făina. Ok, am adăugat și făina, dar nu mai adaug altă făină, că am înțeles că nu trebuie decât 300 de grame de făină, că dacă adăugăm mai mult se strică compoziția și nu mai este bun. Așa că eu acum încorporez totul cu mixerul, după care o să curăț masa și încep să pun aluatul pe masă ca să fac să-l întind, să-l pregătesc pentru papanaș. Uite, așa arată compoziția. După ce am omogenizat totul bine, atenție însă că nu trebuie frământat. Am înțeles că nu face bine la papanaș frământarea. Mi se pare că am și scris aici în rețetă. Da, nu se frământă pentru că se întărește și se dezvoltă glutenul. De aceea eu sper că n-am apucat să frământ prea mult. Am acoperit cu folia asta și o să mă duc să bag compoziția la frigider. Să vedem ce se întâmplă după cele 30 de minute, cât de mult crește compoziția. Am împărțit aluatul și am făcut câteva gogoși din astea din ce a ieșit și biluțele, că și biluțele trebuie să fie câte gogoși sunt. Aici mai trebuie să completez cu două gogoșele și mai am aluatul ăsta de făcut și după aia să văd unde pun la prăjit. Ia să vedem. Am băgat primul papanaș aici, da, la programul Cake. Să vedem cum se face. De fapt o să testez doar cu unul și după aia o să punem în ulei acolo. Îți vine rândușiție imediat, ai răbdare. Ups, s-a stins becul. Să vedem ce se întâmplă, cum se coace acolo. De asta am pus doar unul de test. E cum arată meniu. Avem aici meniu și timerul, ca să ne aleg pentru program. Uite ce s-a țuguiat aici așa și s-a ridicat în sus. Are un vârf în sus. Papanașul ăsta, mă. S-a umflat și are un vârf în sus. Runda a doua. Se prăjesc aici, în oala asta. Să vedem ce iese acum. Am uitat să le fac găurica din mijloc și am apucat să fac doar la ăștia. Ăștia sunt care au ieșit din ulei și ăștia la fel. Ăștia doi sunt cei care au fost în cuptorul cu abur. Și aici sunt cei care sunt în ulei. Până la urmă, tot mai bine în ulei.
Am uitat să fac găurica în mijloc. Ce are? Nu se mănâncă? Se mănâncă. Uite, așa arată, dar a picat adinaur pe partea Da, așa ți-am zis și eu noaptea nunții. aia. Da, am Așa pus. arată, dar mai pic unul pe parte Mai și... pică, da. Am pus cu o linguriță smântână și cu una gem. Ia Uite, uite. așa arată farfuriile. Și borcănuțul de smântână. Stai că nu se vede, nu intră în cadru. Și încă mai am din ăsta, din gemuțul ăsta de aici. Acum să văd ce am făcut aici.